Căutat de poliție pentru un furt comis acum trei luni de zile, Poliția Capitalei cere ajutorul oamenilor pentru a identifica bărbatul ce apare în imagini. Acesta este suspectat că în data de 23 iulie ar fi intrat într-o farmacie de pe strada Calea Ieșilor din sectorul Buiucane al Capitalei și a furat două telefoane mobile ale farmacistului în valoare totală de peste 10.000 de lei. Pe acest caz a fost inițiată o anchetă pentru furt, însă până la moment principalul suspect nu a fost identificat. În acest context, persoanele care dețin informații despre individul din imagini sunt rugate să anunțe la numerele de telefon indicate pe ecran. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă detenție pe un termen de până la 4 ani. Confidențialitatea surselor de informare este garantată.